Angajații din penitenciare și sindicaliștii din poliție din aproape toată țara au ieșit în stradă și și-au strigat nemulțumirile față de măsurile de austeritate, dar și față de orele suplimentare despre care spun că nu sunt remunerate. Aceștia amenință că dacă nu vor fi ascultați și dacă nu se vor lua măsuri, vor bloca întreg sistemul. Activitatea din mai multe penitenciare a fost blocată astăzi pentru câteva ore din cauza protestului organizat de angajați. Peste 1500 de bugetari s-au adunat în fața Ministerului de Finanțe, unde și-au strigat nemulțumirile. Suntem tratați ca niște oameni care nu produc, care nu au importanță în acest sistem și nu înțelegem de ce. Suntem nemulțumiți de neaplicarea legii 153 de unică de salarizare, care a rămas neaplicată undeva la jumătatea ei. Astăzi protestăm în fața Ministerului Finanțelor și în fața Ministerului Justiției. La Ministerul Justiției protestăm odată pentru că este ministerul care ne coordonează și în al doilea motiv, dar de fapt e primul din ele și nu al doilea, Ministerul Justiției este ministerul care avizează toate proiectele de lege din această țară. Și merge la Ministerul Justiției să le explică faptul că acest proiect de lege nu trebuie să aibă avizul Ministerului Justiției. Bugetarii spun că sistemul penitenciarelor funcționează cu doar 2/3 din angajații necesari, iar din această cauză sunt forțați să facă ore suplimentare care nu sunt plătite. Vor continua cu refuzul de a mai efectua muncă suplimentară. Munca suplimentară efectuată fără acordul meu e muncă forțată. Munca forțată înseamnă infracțiune. Aceleași nemulțumiri au scos în stradă și pe bugetarii din Brașov și Constanța. Astfel, vizitele, plimbările, prezentările la instanțe sau transferurile nu au fost efectuate. Nemulțumirile au rămas aceleași încă din luna august. Respectiv aplicarea unitară a legii salarizării în sistemul de siguranță și apărare națională, aplicarea normelor de hrană, de echipare, să nu se aplice ordonanța austerității în sistemul de apărare și siguranță națională, să nu se taie posturile neocupate. Începând de săptămâna viitoare, oamenii vor refuza să mai lucreze, cei din schimburile operative, atât timp cât și-au atins fondul de ore lunar. Și sindicaliștii din poliție au ieșit în stradă nemulțumiți de noile reglementări cu privire la asigurarea protecției juridice a polițistului în sensul incriminării mai drastice a faptelor de ultraj. Angajații din penitenciare spun că vor bloca întreg sistemul dacă guvernul nu le rezolvă problemele.